Salut, eu sunt Nevi și astăzi voi face o recenzie a serialului Luther de la BBC. Someone said to me once, hell is empty and all the devils are here. Inițial trebuie să vin cu o recenzie pentru Jessica Jones, dar a zis că trebuie să alternez puțin și nu pot să vorbesc despre seriale cu supereroi în dubatul și trebuie să mai vin cu ceva nou și data asta avem un serial polițist foarte bine făcut. Dacă ești fan Sherlock și te-a plăcut Sherlock, și aici mă refer la serial, nu la film, o să-ți placă și serialul ăsta, pentru că avem un personaj principal la fel de interesant și ciudat ca și Sherlock, jucat de Benedict Cumberbatch. Deci, ca să ne înțelegem, o să încerc ca fiecare recenzie să fie despre un serial sau un film dintr-o altă arie, adică putem vorbi despre ceva horror, apoi putem vorbi de o comedie la fel de mine, după de ceva polițist, apoi o dramă și după ajungem la supereroi și tot așa. Acum hai să-ți zic despre Luther. Deci, cum am zis, este un serial polițist foarte bine făcut. Personajul principal este jucat de Idris Elba. Nu știu dacă i-am puțin numele sau nu, dar cred că îl știi, adică poate nu ți-ai dat seama, dar joacă și pe Heimdall în universul Marvel. A jucat și în The Dark Tower, unde, sincer, mie mi-a plăcut, adică e un actor bun. Chiar dacă filmul a fost oarecum plictisitor și toate scenele mișto erau doar alea din trailer și n-am primit nimic mai mult, actorul a jucat bine. Acum nu e vina lui că n-a avut un script atât de bine făcut, dar el joacă bine. Și-l avem aici în rolul unui detectiv care se enervează cam repede, adică îl vezi de multe ori foarte calm și la două, trei vorbe aruncate legate de soția lui începe să nebunească și dă cu suspecții de pământ. Bine, nu îi bate, face ochii aia mari și are o privire de genul ăsta. Și cum este un serial polițist, o să-ți dai seama că în fiecare episod se bazează pe un caz diferit, în fiecare episod avem câte un caz. Apropo, este un serial destul de scurt, deci se asemănă foarte mult cu Sherlock, care e tot făcut de BBC. Primul sezon are 6 episoade, al doilea 4, al treilea 4 și al patrulea decât 2. Și știu că o să apare sezonul 5 despre care s-ar zice că o să aibă 4 episoade, dar asta vom afla la anul. Și e foarte bine construit fiecare episod, exact cum este și în Sherlock. Avem criminali foarte diversificați cu motivele lor foarte diferite unul de altul. Bineînțeles, cum Sherlock îl are alături pe Dr. Watson, așa îl are și John Luther pe... Bar n-am cum îl cheamă. O să vedeți o poză aici. Ideea e că, cel puțin în sezonul 1, nu a fost atât de prezent, doar era acolo în episoade, nici nu apărea, sau doar stătea la birou și nu îl însoțea. Deci, e puțin absent și nici nu e un actor atât de mare, adică... Din câte știu, ultima lui apariție a fost într-o secvență din The Dark Knight Rises, când Batman și Catwoman se duc după Bane. Ideea e că dacă îți plac filmele polițiste cu detectiv cu cazuri sau îți plac serialele ca True Detective sau Sherlock, o să-ți placă și serialul ăsta, pentru că dacă stai să te uiți și pe IMDb, are o notă destul de mare, o notă foarte mare pentru un serial cu un personaj pe care îl construiezi de la zero. Dacă Sherlock are 9,2, asta e pentru că personajul a fost construit foarte bine în viitor, a apărut în multe filme, mai este un serial în care Watson este o chinezoaică, deci vă dați seama, foarte multe interpretări, foarte multe filme cu Sherlock și automat personajul deja era construit și toată lumea știa. Dar aici avem un personaj construit de la zero, cu câteva mistere care încă nu au fost descoperite, cel puțin în sezonul 1, și sunt curios să aflu ce se va întâmpla cu el. Este un serial foarte bun, deci doar are aproape nota 9. Vi-l recomand dacă vă place. Nici nu vă ocupă foarte mult timp într-o zi, dacă rezistați puteți să vă uitați la tot serialul. Aveți cam 16 ore. Aproape 16 ore. Adică decât să investiți în asta, investiți mă în asta. Mai bine vă uitați la Luther. Vrei un serial polițist bun? Uită-te la Luther, uită-te la Sherlock, uită-te la True Detective, deci ai de unde alege. Păi cam asta a fost, sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, știi deja ce aș prefera să faci. Dacă nu faci la fel de bine, te aștept și data viitoare cu o nouă recenzie. Eu am fost Nevi și ne vedem cu... O să văd eu ce. Pa! Apropo, eu doar făceam așa, să nu vă gândiți la ceva, ok? Sunt normal.